mai am o definiție a cum arăta un pacient clasic de babesioză și să zic, în momentul ăsta, dacă văd un câine care are febră și căruia nu vrea proprietarul să-i facă o hemogramă măcar, să pot să zic că ok, are babesioză, haideți să-i punem tratament. Nu mi-aș asuma riscul ăsta.